În primul rând, organizatorii s-au asigurat încă de la începutul lunii septembrie că vor organiza congresul din 25-26 septembrie respectând toate prevederile legale. Așadar, pe 13 septembrie, Comisia de Organizare a solicitat instituțiilor statului un punct de vedere. Subliniez, 13 septembrie, România, Bucureștiul era un scenariu verde. Au primit un răspuns, prin care s-a spus foarte clar că se poate organiza în spațiul de la Romexpo, 15.247 de metri pătrați, un eveniment cu 5.000 de participanți. Pe 20 septembrie, organizatorii au revenit cu o solicitare pentru a clarifica aspectele legate de certificatul verde, iar instituțiile statului au răspuns că obligatoriu toți participanții la acest congres trebuie să dețină certificat verde, lucru care s-a întâmplat. Acum, pentru faptul că nu s-au respectat distanțarea în momentul în care a început procesul de vot, pentru faptul că o parte din participanți nu purtau corespunzător masca de protecție, Poliția Capitalei, așa cum a spus, a sancționat organizatorii cu amenda maximă, 10.000 de lei. Totodată, astăzi, Poliția Capitalei a sancționat firma de pază cu o amendă de 5.000 de lei pentru că avea obligația, conform contractului încheiat cu organizatorii, să înștiințeze de urgență organizatorii cu privire la aceste nereguli. N-au făcut, au fost sancționați și ei. Mai departe, așa cum a spus domnul Berechet, șeful Poliției Capitalei, se continuă cercetările, au fost ridicate înscrisuri pentru a și probe video înregistrări pentru a lămuri sesizările la 112 care spuneau că acolo s-a intrat fără certificat verde sau cu certificate verzi false, respectiv cu nepurtarea măștii. Acestea sunt informațiile pe care vi le pot oferi acum. Dar ați fost prezent acolo. Spuneați că nu s-au respectat aceste reguli. Spune poliția foarte clar. Atunci când a început procesul de votare. Întrebarea este, în momentul în care stăteați în sală, era respectată distanța dintre dumneavoastră? Cum spuneam, Romexpo are 15.247 de metri pătrați. Acolo se pot organiza manifestări cu 5 până la 10.000 de oameni în picioare și cu 3 până la 6.000 de oameni pe scaune. Organizatorii au dispus scaunele în așa fel încât să fie menținută distanța, practic vorbind de 3 metri pătrați pentru un participant. Deci, la intrare era la fel. Poliția a sancționat organizatorii pentru faptul că nu s-a păstrat distanța în momentul în care a început procesul de votare. Nu. Și la intrarea... Vă rog. Pe tot parcursul congresului, între scaune, nu a existat o distanță de 1,5 metri, așa cum prevede legislația, chiar 3 metri pentru fiecare persoană. De ce atunci când ați ajuns în sală, nu ați cerut ca lucrurile să fie schimbate? Sau de ce organizatorii nu au luat măsuri? Pentru că aveau timp, au ajuns acolo la primele ore ale dimineții. Eu nu am fost nici organizator, nici ministru de interne acolo. Am fost participant. Am fost în calitate de delegat și responsabilitatea revine organizatorilor. Ce aș fi trebuit să fac? Oricum, faptul că... Da. Domnule prim-ministru... Da, vă rog.